aflăm în casa care a aparținut marelui nostru pictor Nicolae Grigorescu, în localitatea Câmpina, unde el a venit după anul 1891. Aici, la Câmpina, a reușit să-și cumpere un teren și să-și construiască o casă cu ajutorul Ministerului de Război, care a cumpărat lucrarea Atacul de la Smârdan, pe care a obținut 10.000 de galbeni, sumă cu care a cumpărat 5.000 de metri și a construit casa în care ne aflăm noi acum. Suntem înconjurați de operele lui Nicolae Grigorescu și din toate perioadele și mai ales din ultima perioadă, când a lucrat la Câmpina și când a fost așa numită perioadă albă, în care artistul a pictat pe dealurile din jurul Câmpinei și care cu boi, ciobănași, cu oițele, păstorițe,